Da, să nu renunțe la pasiunea de a cerceta și cred că asta e foarte important. Dacă ești pasionat, să continui să ai întotdeauna întrebări și să cauți răspunsuri. EBS Radio. Cluj, Bun găsit la interviurile IBS, sunt Ioana Pârlea. Despre produse alimentare inedite, pregătite în Cluj, muncă, pasiune și cercetare, discutăm astăzi cu Dan Vodnar, prorector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Bine te-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație, Ioana! În ultimii ani, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor a devenit tot mai cunoscută pentru produsele inedite lansate. De unde vin aceste idei? E destul de simplu, uh, având în vedere că industria alimentară uh, și produsele alimentare uh, sunt atât de comune și prezente în, uh, în uh, zilele noastre și practic omul se întâlnește cu aceste produse alimentare de mai multe ori pe zi. În mod normal, studenții identifică foarte rapid orice nevoie care există pe piață și vin, vin cu soluții. Un la mână, există două categorii de, haideți să le numim așa, de idei. Unele care provin din partea studenților în urma unor brainstorming-uri iar acei studenți își doresc extrem de mult să dezvolte produsele pe care le gândesc. Prin urmare, vin cu rețete noi, vin cu inovare de proces, inovare tehnologică, sigur nu la un nivel extrem de avansat, însă suficient ca să aducă o noutate, un ingredient nou, să transforme o formă banal a unui prost alimentar într-o altă formă, să-i o altă dimensiune. Deci aceasta, aceasta este prima componentă și cea de-a doua, care vine cuplată cu proiectele de cercetare și care aparține mai mult cadrelor didactice, care împreună cu studenții, sigur, dezvoltă diverse proiecte de cercetare, unde, sigur, inovația de, de proces și de produs are un alt impact, adică mult mai mare. Care au fost cele mai îndrăznețe proiecte? Îmi amintesc, de exemplu, un ruj comestibil creat de o echipă <laughs> din laboratorul tău. Așa este. În urmă, cred, cu vreo doi ani de zile, Uh, având în vedere că grupul este format din uh, 80% fete, și-au dorit să vină să facă ceva inedit. Și, practic, în uh, preajma, cred că lunii martie a mărțișorului, că toți suntem în uh, luna aceasta, uh, s-au gândit să facă un ruj molecular, uh, comestibil, evident, care era făcut și este făcut extrem de simplu, uh, prin amestecarea unui biopolimer împreună cu sucuri de fructe și cu pulpă de fructe și printr-un șoc termic obții acea formă de ruj. Uh... Da, a fost un joc extrem de interesant, dar practic produsele alimentare uh, pot veni cu o prezentare sau cu mod de prezentare diferit, ceea ce poate stimula extrem de mult uh, consumatorul. Adică a atras atenția acel ruj molecular uh, mult mai mult decât poate ar fi atras atenția un smoothie din fructe sau uh, un uh, orice prod Produs care putea fi vândut sub forma unei gelatine, pentru că noi am ales să fie forma aceea de ruș molecular sau de ruș comestibil. În realitate, matricea respectivă sau amestecul respectiv putea uh, fi transpus într-orice altă formă. Ce alte produse mai ciudate, mai inedite au fost create la voi. Mi-am de un jeleu cu nanoparticule de aur, ciocolată făcută la imprimantă. Da, 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 au fost într-adevăr jeleu uh, cu nanoparticule de aur, uh, au fost de asemenea uh, imprimate 3D diverse mărțișoare. Mi-aduc aminte tot pe subiectul mărțișoare, uite, nu mai bine că ne regăsim din nou subliniez în luna martie. Uh, anul acesta vom avea de asemenea foarte interesante proiecte și idei, produse, prototipuri, vom fi prezenți la, la ProInvent, care se întâmplă Undeva în luna martie 18-20 martie. Una dintre studentele mele, de exemplu, la acesta pregătește niște inele comestibile. Deci, practic întrepătrând de partea alimentară cu partea de, de fashion de beauty. Uh, și mi s-a părut o provocare abordarea aceasta. Realmente sincer îmi place la nebunie momentul în care vine un student cu o idee care aparent poate fi uh, ciudată dar uh, îmi place foarte mult să-i stimulez. Dacă noi intră în laborator, hai să vedem uh, care este uh, conceptul, ce putem să facem, unde trebuie să ajungem, așa încât la final să avem, uite de exemplu, anul acesta un inel, uh, un inel comestibil. Dar sigur pe lângă inele sunt ambalajele cu care defilăm în continuare ambalajele uh, comestibile, pentru că este o necesitate extrem de mare în uh, zona ambalajelor biodegradabile, în special, și trebuie să acordăm uh, foarte mare atenție acestui, acestui subiect la nivel național și la nivel internațional. Suntem mulți, consumăm mult, prin urmare producem și foarte multe reziduri care provin strict din zona ambalajelor alimentare. Spuneai de acel inel. Din ce este făcut? Mm. Din... Uite, te invit la ProInvent, îți ridic mingea la fileu, după care, sigur, cu cea mai mare plăcere, există posibilitatea de a veni și în laborator să, să luați și fotografii și să vedeți care este, care este procesul. Bine, deci nu vrei să ne dezvolui încă N-aș să spun lucrul acesta deocamdată. Bun. Îmi spuneai de partea de inovare și de creativitate. Cât de mare este creativitatea studenților? Infinită. Cert este că trebuie, noi ca dascăl trebuie să identificăm pe toți studenții, e foarte clar că toți au un nivel de creativitate, însă trebuie să identificăm pe cei care își doresc ca să-și exprime acea creativitate e destul de complicat pentru că întregul, sau sistemul educațional din, din țara noastră până în acest moment nu le oferă discipline în care ei să poată fabula, să poată visa să poată să-și eu știu dezvolte abilitățile acestea antreprenoriale, dacă vreți să le numim așa sigur la un nivel foarte mic, adică dintr-o idee să-l ducă într-un produs eu știu, de cele mai multe ori Există o curiculă, curicula trebuie respectată. Îi înțeleg perfect și pe uh, învățători și pe profesorii de, uh, din gimnaziu, pentru că altfel studenții sau elevii, uh, iertați-mă, elevii respectiv n-ar mai promova examenele de bacalaureat și așa mai departe. Însă, din păcate, chiar este o absență a disciplinelor uh, care, prin care acești elevi să-și dezvolte latura de creativitate. Uh, sunt creativi studenții, important este să le dai încrederea și să-i lași, practic în cazul nostru un laborator, să-i închizi în laborator și să-i lași să te exprime în laborator fără să fii la început tu în spatele lor. Uh, Pur și simplu au nevoie să capete încrederea că pot gestiona un, o temă de cercetare, o idee, vă puteți imagina că nu sunt idei uh, extravagante, însă sunt idei care le conferă lor competențe în laborator și au foarte mare încredere ulterior. După care intri într-adevăr în, în zonele acestea de dezvoltare de idei, de idei noi, de produse noi, de proiecte noi. Uh, deci, personal, eu consider că studenții sunt creativi atâta vreme cât noi, dascălii, reușim să identificăm uh, această componentă și această caracteristică în interiorul fiecăruia. De fapt, să le acordăm încrederea. Că ei reușesc, practic, să, să finalizeze un produs sau un proiect foarte important. Până la urmă, asta și trebuie să facă în cadrul facultății, pentru că ei, la final, trebuie să prezinte o lucrare în cazul vostru, comestibilă. Așa este. În cazul nostru există practic două posibilități. Unul, o posibilitate să-și dezvolte un produs alimentar sau o tehnologie Uh, noi de cele mai multe ori uh, ne exprimăm ca având produse finite, final, uh, la, finalul unei, uh, la un finalul unei cercetări, la finalul unei lucrări de de licență. În realitate, tot, acea, tot acel produs vă puteți imagina că are o documentație tehnologică în spate, pentru că uh, noi ca facultate îi pregătim pentru industria alimentară, deci ei nu uh, finalizează și sunt. Uh, bucătari, din contră sunt ingineri în industria alimentară. Deci, practic, există posibilitatea să-și dezvolte un produs, dar cu tehnologia în spate, de fapt, trebuie să facă calcule tehnologice și așa mai departe, sau există posibilitatea să dezvolte proiecte de cercetare, în care studenții, împreună cu bodascălii, cu profesorii, sunt interesați în a demonstra o ipoteză. Și practic, la finalul celor patru ani de zile, studenții se prezintă cu o lucrare de licență, fie la final cu un pros alimentar, fie cu o lucrare de licență care demonstrează o ipoteză, o lucrare de licență de cercetare. A crescut interesul tinerilor pentru domeniul acesta, pentru domeniul alimentar? Da, eu cred că da și este în continuă creștere pentru că lumea a conștientizat că este extrem de important ceea ce mâncăm și eu cred că Putem înțelege, în momentul în care avem cunoștințe foarte multe, putem înțelege acest domeniu. Ei bine, repet, având în vedere că noi ne întâlnim într-o zi cel puțin de trei ori cu alimentele, momentul în care ne resfățăm papilele gustative, este clar că există un interes mare vis-a-vis -vis de acest domeniu, pentru că lumea. În primul rând, aplicat pe nutriția lor, vor să știe ce consumă și vor să știe cum este făcut un produs alimentar. Da, există un interes uh, din ce în ce mai mare în zona, în zona aceasta, ceea ce este îmbucurător. Vreau să te întreb și care este relația dintre universitate și mediul de afaceri. Știu că organizați în fiecare an un festival inedit unde vin și reprezentanți ai unor firme din domeniu. Având în vedere componenta noastră aplicativă ca facultate și ca universitate, trebuie să știți că avem multe legături cu mediul industrial și sunt foarte multe proiecte și din ce în ce mai multe proiecte de consultanță și cercetare care sunt stabilite între universitate și mediul industrial. Au mai fost la nivel național cecule de inovare, un anumit apel de proiecte în care se cuplau cei doi actori din sectorul privat cu universitatea. Universitatea venea cu o soluție sau venea cu un serviciu pe care l-adresa mediului privat, ceea ce a condus la și la depunerea foarte multe a foarte multor cereri de brevet, dar și la inovații de, de produs și de tehnologie. Uh, Într-adevăr, Universitatea este linkată. Acum este marele, cumva, avantaj al profilului Universității, fiind o universitate de științe ale vieții, uh, cu aplicabilitate directă în tot ceea ce înseamnă creșterea calității uh, vieții oamenilor. Dar dintre aceste produse pe care voi le-ați prezentat în ultimii ani la um, aceste evenimente ale voastre, la Festivalul Alimentului, um, este vreunul care a ajuns efectiv să fie produs? Sunt mai multe, uh, sunt mai multe pro produse care au fost preluate de către, de către firme, aici am, vă dau câteva exemple de la uh, oțeturi care erau îmbogățite cu de diverse diverse plante, deci oțeturi balsamice, am aduc aminte ca exemplu, uh, vă mai pot da exemplul uh, pâinii care incorporează borhot, deci, practic, care a avut în compoziția ei uh, această componentă. Vă pot da exemplul uh, bacteriilor probiotice microencapsulate uh, și lista poate să continue. Acum, uh, sincer să fiu, n-am uh, un număr sau o cifră în minte, însă sunt destul de multe produse care au fost, uh, au fost dezvoltate, inclusiv uh, de către carmangerile locale, care au preluat uh, rețetele de la, de la studenți de cele mai multe ori împreună cu tot. Adică, împreună cu studenții, au preluat uh, acele idei. Uh, este ofertant, într-adevăr, și pentru noi uh, să avem pe acești studenți prezenți la Festivalul Alimentului, însă este ofertant uh, și zona de idei pentru, pentru mediul industrial. Pe lângă produsele inovative, știu că voi uh, utilizați și resturi alimentare, care îmbunătățesc, practic, niște produse noi pe care le faceți. Poți să-mi dai câteva detalii și despre Sigur. partea asta? Am pus accent destul de mare în ultimii ani, având în vedere strategia europeană și internațională de revalorificare a rezidurilor care provin din diverse industrii. Focusul nostru a fost majoritar pe industria alimentară. Pot să dau exemplul cojilor de, de fructe și legume care au fost încorporate în băuturi, Aici vă pot da exemplul băuturii probiotice uh, care a, a avut ca și bază și la bază au stat aceste coși din fructe și legume. Uh, vă pot da exemplul încorporării acestor uh, coși de asemenea în biscuiți alimentari, din ce mi-amintesc în acest moment în produse de panificație, în produse de patiserie, în produse de origine animală uh, și. Sunt, sunt extrem de multe produse care au fost realizate bazându-se pe, pe aceste uh, reziduri, însă trebuie să știți concret că nu în totalitate, adică nu poți face un produs alimentar cu un gust incredibil numai din reziduri, sunt nicio formă. Major, baza o constituie practic rețeta clasică a alimentului, unde poți să te joci până la maxim 10-20% se integrezi aceste, aceste reziduri care provin din industria alimentară. A fost și un suc pe care chiar l-ați comercializat. Așa este, a fost un suc care, a fost rezultatul unei cercetări împreună cu Institutul Regional de Gastroenterologie și cu un IMM, uh, inițial din Bistea, după aceea un IMM din Cluj. Uh, la început am plecat pe ideea de a obține sucul uh, numai din coj. De, de fructe și legume. În realitate, gustul n-a fost cel pe care ni l-am dorit. La final am ajuns să o utilizăm baza sucului, 90% să fie de fapt pulpa fructului și 10% să avem adaos din, din cojile acestea de legume și fructe. Însă, inovația sau ideea proiectului respectiv a venit prin cuplarea uh, acestor reziduri de industrie alimentară, acestor coși a sucului uh, ca atare, împreună cu bacteriile probiotice. Care acționau pozitiv asupra sindromului de colon iritabil. Uh, au fost făcute teste clinice de către partenerii noștri din, uh, de la UMF, de la Irgov. Iar noi am lansat, într-adevăr, produsul în, 2000, în anul 2016, la nivel, la nivel de universitate. De fapt, a fost lansat, a fost prezentat acel produs ca fiind un indicator și un livrabil al proiectului de cercetare. Iar acel, această idee ne-a dus în anul 2015, cred, în, competiția, în semifinala competiției internaționale European Social Innovation. Uh, fiind selectați din 1408 aplicații între primii 30 sau între primele 30 de idei, ceea ce ne-a bucurat extrem, extrem de mult. Iar în acest moment, practic, continuăm uh, ideea acelui proiect uh, și suntem în uh, procesul de a depune toate, toată documentația la DSV, să obținem acreditare, așa încât să, fim, să putem comercializa bacteriile probiotice, microencapsulate, sub formă de suplimente alimentare. Deci lucrați în continuare. Lucrăm în continuare, sigur, orice direcție de cercetare și orice proiect de cercetare pe care pentru care o primi la un moment dat o finanțare, mi se pare absolut normal, cel puțin în cazul meu, că așa gândesc de fiecare dată, el trebuie să se regăsească ulterior înspre, înspre zona civilă, înspre zona socială. Pentru că... Mai, Gândirea mea este în felul următor, într-adevăr depunem proiecte, depunem proiecte competitive, se decide că acel proiect merită să primească finanțarea, se finanțează, practic proiectele sunt finanțate din banii comunității și mă gândesc în felul următor că la acel proiect probabil că au contribuit și, au contribuit și părinții mei și prietenii mei, deci prin urmare mi se pare absolut normal că în momentul în care am un rezultat și majoritatea proiectelor noastre se finalizează cu un produs, cu un proces, acel proces și acel produs să se reîntoarcă către contribuabilii care mi-au dat uh, finanțarea sau de unde s-a primit acea finanțare. Cum se îmbină partea de cercetare cu predare? Grozav! Uh, personal, uh, trebuie să recunosc și îmi place extrem de mult să lucrez cu studenții uh, și ceea ce mă încarcă cu energie. Pozitivă de fiecare dată. Deci, orice curs este o plăcere, datorită faptului că întâlnești uh, studenți, întâlnești oameni care uh, îți interesați. Adică, cumva, avem. Același mod de a, de a gândi, și uh, dacă nu-l avem, mă rog, îl aducem undeva în această zonă în care se gândim identic cu un anumit un anumit subiect. Dar uh, ei sunt interesați de domeniu în general și sunt pasionați și își doresc, și vezi pe ei că își doresc. M este drept că eu cred că foarte mult depinde și de entuziasmul profesorului. Adică un curs poate fi interesant dacă uh, proful este de asemenea uh, pasionat de ceea ce predă. Și uh, pentru că ai spus de pasiune, da. de unde vine pasiunea ta pentru acest domeniu? De unde vine pasiunea mea pentru acest domeniu, nu știu. Eu, eu cred că făceam foarte bine orice alt job de pe acest pământ. A fost o întâmplare pur și simplu fericită în cazul meu, fiind absolvent de matematică fizică intensiv, am decis în momentul în care a trebuit să merg, mă rog, la facultate, să, să mă îndrept către o facultate, la vremea respectivă, în anul 2011, era primul an sau al doilea an în care se intrau pe, cu ajutor, sau, mă rog, criteriul de selecție erau media de la bacalaureat și cam atât. Deci era un concurs de dosare. Având în vedere că am finalizat și am terminat la un liceu foarte bun din Cluj, mediile de bac nu putea să atingă perfecțiunea. Însă, în perioada respectivă, din alte regiuni ale țării, veneau studenți, studenți, posibil studenți, cu note de 10. Și atunci a fost foarte greu să intri la o facultate la la buget. La buget. Asta era problema, de fapt. Am ales la început o facultate să, să merg la o facultate unde intrasem la buget, însă, în realitate, n-am vibrat foarte mult cu acel domeniu uh, și am decis, după șase luni de zile, să, să mă las de facultate. A fost incredibil. Uh, pur și simplu, mi-am dat seama că nu-mi place și că ar trebui să spun stop. Uh, am mers acasă, le-am spus părinților că, uite, eu renunț la facultate, era ca și cum mi-aș fi dus praporii, vă puteți imagina, uh, și îți poți imagina, Ioana. Uh, și părinții mei au decis să nu mai financeze. Și șase luni de zile am făcut uh, vânzare de produse, Dumnezeu, o grămadă de alte lucruri, ca să supraviețuiesc și să-mi demonstrez mie că sunt capabil să supraviețuiesc chiar dacă nu am o susținere. A fost un exercițiu extraordinar de important pe, pe care îl văd acum ca fiind important la vremea respectivă. Iar după ce am finalizat sau după ce am renunțat la, la prima facultate, aflasem de de CEPA, de control și expertiza produselor alimentare din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, și așa am intrat practic, am mers tot pe concurs de dosare. Am intrat la taxă, pentru că erau 10 locuri mai la buget și exact același lucru s-a întâmplat și în anul următor. Însă mi-a plăcut foarte mult domeniu. Era o chimie aplicată, o chimie aplicată pe care o înțelegeam și partea de nutriție mi se pare că întotdeauna poate să ridice întrebări. Și atâta vreme cât ești pasionat de acest domeniu, încerci să cauți răspunsuri. Pentru că e într-o continuă dezvoltare și într-o continuă provocare zona nutrițională. Acesta este și motivul pentru care e importantă cercetarea în acest domeniu. Extrem de importantă este cercetarea. Gândiți-vă că orice aliment poate avea un impact masiv asupra sănătății organismului nostru. Orice tehnologizare, orice procesare poate distruge calitățile nutriționale ale, unei, ale unui aliment. Aparent, sigur, poate că nu acordăm atenția cuvenită în condițiile în care gătim, gătim tot gătim, de trei ori pe zi gătim, mâncăm de mai multe ori pe zi uh, și ăsta e un, pe de altă parte, e și un semnal de alarmă pentru că mi se pare că mai nou foarte multă lume se îndreaptă către uh, zona de a comanda. E mult mai plăcut, într-adevăr, să-ți aducă și să-ți livrezi de cineva mâncarea, dar nu chiar nu ai nevoie de doctorate să poți să gătești. Adică uh, cred că asta este un mesaj pe care ar trebui să-l conștientizăm cu toții și în special generația tânără, Trebuie să înveți să gătească acasă. Nu au timp. Domnule, adică, cumva, dacă îți prioritizezi subiectul gătit, poți avea timp. Și să gătești în ziua de astăzi, având în vedere că sunt atât de multe ustensile profesioniste, profesionale de, de în bucătărie, nu cred că e atât de, de complicat. Și să nu aleagă alimente care sunt foarte procesate, probabil. Măi, să nu aleagă alimente unde ei nu dețin controlul. Mi asta mi se pare important. În momentul în care cineva vine și servește o, 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 mâncare, o farfurie, tu nu știi care este istoria acelei farfurii. Sigur că vei spune, ok, dar ce acasă știi? Domnule, nu știi de unde va proveni carnea, nu știi? Nu, într-adevăr, n-ai de unde să știi, dar Măcar știi tu ce asamblezi de acolo, adică tu știi ce pui, dacă pui carne, de unde a provenit carnea, mă rog, șansele de a fi o mâncare procesată și ultra ultraprocesată scad semnificativ. Care sunt obiceiurile noastre și ce ai văzut în vizitele pe care le-ai făcut în alte părți, pentru că știu că ai fost plecat destul de mult în străinătate. Te refer la obiceiurile culinare. Um... Eu cred că e foarte important să rezonăm cu tradiția oricărei regiuni. În sensul că dacă noi știm să mâncăm sarmale, trebuie să continuăm să mâncăm sarmale, sigur nu în cantități excesive. Ce mi se pare, în schimb, extrem de important și poate că ar trebui să învățăm este partea de hidratare. De la chinez chiar poți învăța partea de hidratare, este hidratează constant, porțiile alimentare sunt mici, sigur și ei sunt mai mici. Uh, nu sunt atât de dese, sigur, uh, ei se bazează foarte mult pe uh, legume, pe vegetale, însă am văzut din China, uh, ce să vă zic, um, mese și alimente um, animale care se consumau cu tot cu cap, în sensul că oamenii aceia chiar valorificau tot ceea ce natura a creat, până în uh, Thailanda, unde... Uh, ei spun că pentru plăcerea vizitatorilor se consumă insecte și ouă eclozate. În realitate, eu cred că au o cultură pentru că, într-adevăr, pentru mine a fost interesant să, să gust din, din acele insecte uh, care sunt atât de proteice și de bune. Uh, da, nu știu, la americani probabil uh, haotismul și mâncarea extrem de dulce plină de carbohidrați. Aveam senzația la un moment dat în Statele Unite că există o companie cu un lobby incredibil care trebuie să adauge zahăr în fiecare produs alimentar. Sunt extrem de dulci toate produsele, dar, general, eu cred că noi trebuie să ne raportăm la, la regiunea de unde provenim și cred că acelea sunt alimentele pe care, cu care rezonăm cel mai bine, cele pe care ni le-a oferit natura și exact acolo unde ne-a oferit și pe noi această natură. Am înțeles. O să trec puțin la partea de cercetare, sau o să revin la partea de cercetare, și vreau să-mi spui foarte pe scurt cum vezi tu cercetarea în România. Oh, da, e o întrebare extrem de interesantă. Sigur, cercetarea în România, eu cred că în acest moment sau pe viitor, trebuie să fie axată extrem de mult pe zona de transfer tehnologic. Să învățăm să transferăm toate rezultatele, toate. Rezultatele care pot fi transferate către mediul industrial. Eu cred că acesta este următorul pas care trebuie, trebuie realizat. În România, sigur, n-aș vrea să ne plânge de subfinanțare. Sunt probleme pe care toată lumea le discută de zeci de mii de ani, probabil, sau cel puțin de zeci de ani se discută că nu avem deci bani de cercetare. Într-adevăr, competițiile sunt acerbe la nivel național. Există și un anumit haotism în evaluarea acestor proiecte, însă e un sistem foarte greu, cred că, pe care cineva îl poate gestiona. Și, sigur, alipirea cu mediul de afaceri. Foarte important. Însă, și de acolo trebuie să avem deschidere, pentru că în acest moment sunt extrem de, multe, extrem de puține programe de doctorat care sunt finanțate de către companii și implementate în, în acele companii. Deci, practic, sunt puține, puține proiecte care și startup-uri sau IMM-uri sau SRL-uri care ridică probleme și încearcă să găsească soluții constructive. Deci ar trebui mm. o deschidere mai mare pe scurt. Categoric ar trebui o deschidere mai mare. Și o limbă comună de comunicare între cei doi actori esențiali, universitățile și partenerii economici. Ai obținut mai multe brevete de invenție și numeroase premii, atât în țară cât și în străinătate. Care este cel mai important pentru tine? Da, premiile mele cele mai importante sunt copiii mei. Deci nu există un premiu care să, să bată bucuria a copiilor, a familiei, sub nicio formă. Premiile acestea le-am obținut pentru că cineva s-a gândit probabil la un moment dat să mă premieze. Uh, niciodată n-am aplicat, nu, am aplicat și pentru premii, nu, acum, da, am aplicat pentru premii probabil că mi le-am dorit, dar a fost o competiție deschisă, internațională, au fost premii care au venit fără să aplic, am fost nominalizat automat uh, la diverse competiții sau asociații care mi-au dat aceste premii. Sigur, toate mi-aduc foarte mare bucurie, însă n-am făcut nimic altceva decât să muncesc, sincer. Deci premiile acestea au venit, n-am vizat niciodată un premiu, să zic, domnule, scopul meu este să obțin premii sub nicio formă, scopul meu a, avut, a fost să obțin rezultate și premiile au venit cumva pe lângă aceste rezultate, adică ca o confirmare a acestor rezultate, dacă vreți să le numim așa. Și proiectul principal de care ești cel mai mândru, nu știu, rezultatul rezultatul de care zic, oh, Dumnezeule, poate că cel mai mândru a, a, sunt în acest moment de faptul că am reușit să a, formez o echipă de 10 cercetători pe care îi finanțăm, adică finanțarea lor provine strict din proiecte de cercetare, deci din nou înspre zona de resursă umană, acolo este proiectul cel mai important. Am, ca și proiect de cercetare toate îmi sunt dragi, în toate am lucrat extrem de mult, în toate am investit foarte multe pasiune, deci n-aș vrea să fac o triere și o clasificare a lor, pentru că toate îmi sunt extrem de dragi, adică cumva Cred că ar fi total nedrept și vis-a-vis -vis de acele proiecte să le clasific eu în acest moment. Și dacă la începutul interviului discutam despre ingredientele din produsele alimentare, acum aș vrea să te întreb care crezi că sunt ingredientele necesare pentru a avea succes. Mm, perseverență. Uh, perseverență. <laughs> perseverență. Um. Nu știu, cred că trebuie să ai intenții bune întotdeauna, trebuie să oferi energie pozitivă oamenilor care te întâlnești, pentru că în felul acesta te poți încărca și tu cu energie pozitivă și extrem de multă muncă. Deci nu cred că poate cineva să spună că. Adică, faptul că. Penicilina a fost, a, a fost identificată cumva, cum se, ar, cum se numește în ziua de astăzi, că din greșeală. Nu cred că mai există posibilitatea și șansa în acest moment, ca din greșeală, cineva să descopere o moleculă sau o biomoleculă extrem de importantă pentru umanitate. Însă, munca, perseverența, bunătatea. Energia pe care o împărtășești sunt câteva dintre ingredientele esențiale pe care eu le consider în acest moment. Și dacă ar fi să oferi un sfat unui viitor cercet cercetător? Da, să nu renunțe la pasiunea de a cerceta, și cred că asta e foarte important. Dacă ești pasionat, să continui să ai întotdeauna întrebări și să cauți răspunsuri. Bun. Dan Vodnar, prorector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, mulțumesc tare mult pentru prezența la interviurile IBS. Mulțumesc și eu foarte frumos, Ivana.